Nu sunt foarte fan reptile, din cauza asta nu rămân foarte mult la panoul ăsta să-l admir. Facem așa o plimbare, uite că și aici poate ca se ramifică, da, pe de-o parte mergi, pe alta te întorci, deși mai există pod și pe partea cealaltă de insulă, tot așa, pe lungime spuneam că parcul ăsta este foarte, foarte lung pe adâncime. Și de pe partea cealaltă văd o chestie foarte interesantă, a fost amenajat un perete acolo, asta este posibil să fi fost făcut pentru stabilizare, ca să nu alunece terenul. Da, este un zid construit din piatră și deasupra este părculețul ăsta.